începem cu un subiect fierbinte în această perioadă, întârzierile în îndeplinirea unor obiective din PNRR. Comisia Europeană a cerit lămuriri și suntem într-o perioadă de o lună de amânare în care guvernul trebuie să vină să răspundă la aceste probleme ridicate de Comisia Europeană. Le luăm pe rând pensiile de serviciu. Ce arată proiectul dumneavoastră la acest capitol? Bun, primul rând trebuie spus că am ajuns în această situație pentru că PSD și PNL, cei care au acordat aceste privilegii, cei care au introdus, practic, specialii, nu vor să elimine aceste pensii. Și au deja un proiect depus în Parlament, un proiect adoptat de guvern cu câteva zile înainte de anul nou, care, noi am spus de la acel moment, că nu desfințează nicio pensie specială. Și este o nedreptate cumplită. Să luăm, spre exemplu, cazul premierului Ciucă care peste salariul pe care îl are ca premier, primește pensie specială de 18.000 de lei pe lună. Această pensie este de 10 ori mai mare decât pensia medie contributivă din 2022. Pensia medie contributivă din 2022 e un puțin sub 1.800 de lei. Deci un om primește de 10 ori mai mult decât media că există și pensii mai mici de 1800 de lei, dar media este de 1800 de lei în domeniul, în zona contributivă. O secundă, dumneavoastră vă luați de uh, premier, de domnul Nicolae Ciucă, dar domnul Nicolae Ciucă este general și are o pensie militară uh, instituită, cum spune Ministerul Apărării, de la CUZA încoace. Deci nu e o problemă doar cu pensia domnului Ciucă, ci e o problemă pe care o vedeți cu toți militarii. Vă întreb cum vedeți. Nu dumneavoastră este o problemă cu toți militarii, pentru că militarii, în cea mai mare parte, nu câștigă aceste. Sunt foarte multe pensii militare care bă, sunt bă, destul de mici, dar e vorba de cei care și-au dat cu sporuri nesimțite, cu anumite manevre care se fac pe final, înainte de pensionare, în care se îngrașă acolo ultimele șase luni ca să primească în plus. Ce-a îngrașat domnul Ciucă? Ce-a îngreșat domnul Ciucă? Pensia pe care o primește. Uitați-vă la 18.000 de lei. Nu, că ați spus că înainte de pensionare și-au adăugat sporuri Bun. sau alte facilități. De ce are domnul Ciucă 18.000 de lei? ceea din ce ne cere și Comisia Europeană este ca pensiile să fie pe principii contributive. Domnul Ciucă nu a contribuit de 18.000 de lei pe lună. Sub nicio formă. Și domnul Ciucă ar putea să fie o pensie decentă. Haideți să zicem 9.000 de lei pe lună. Se poate descurca cu 9.000 de lei pe lună. Ceilalți 9.000 de lei pot merge către a completa pensiile mici. Pensiile da, de 1.500, de 1.800, de 2.000 de lei. Cu cât contribuie un militar uh, la bugetul de pensii sau pentru pensie uh, din salariul lui? au fost și perioade în care nu au contribuit, acum contribuie. Ideea este că pensiile nu sunt calculate pe criterii contributive. Ministerul Apărării susține altceva. Spune că este o dezinformare crasă când se spune că militarii nu contribuie pentru că ei uh, au scris pe fluturaș, contribuie, de exemplu, de cu cine 10 la contribuie? Cu cine să pentru că toată lumea spune că trebuie bazate pe contributivitate. Okay, și hai ei să spun facem că o... contribuie. Asta vă întreb. Contributiv... Dacă ați făcut o lege, cât știți că contribuie Ascultați-mă. Contributivitate Pensii pe baze contributive înseamnă că să primești pensia în funcție de cât ai contribuit. N-a spus nimeni că militarii nu contribuie, dar primesc mai mult decât contribuția. Da? Asta este, este o nedreptate și. Uh, se calculează diferit față de ceilalți? Păi, dacă se calculează diferit, înseamnă că nu e pe noi toți care luăm o pensie cu aceleași salarii pe care le are un militar care este la pensie de multe ori mai repede. Pe o carieră întreagă, pensia medie din sistemul militar este de 2,4 ori mai mare decât pensia din sistemul contributiv. Salariile, soldele, indemnizațiile, ce vreți dumneavoastră, nu sunt de 2,4 ori mai mari. Și nu muncesc până la 63 de ani și nu au un stadiu uh, minim de contribuție de 35 de ani. Dar, repet, nu militarii sunt problema, că majoritatea nu iau pensii foarte mari. Dar sunt cei care, mai mulți. Cei care au pensiile speciale, cum este premierul Ciucă, 18.000 de lei, tot felul de magistrați militar, parcă era unul cu 15.000 de euro pe lună, astea sunt sfidări, oameni care au știut să-și îngrașe pensia pentru că se iau ultimele șase luni la final de carieră. Asta spune și Banca Mondială în raportul pe care chiar Ministerul Muncii l-a comandat și pe care l-au ținut destul de la. Secret, așa n-au vrut să iasă, că trebuie bazat pe întreaga carieră. Deci, Acest... aici este problema. Asta prevede și proiectul pe care l-ați scris dumneavoastră. Soluția pe care o sărea o are, da, este o contribuție pe baza întregii cariere. Domnul Gabriel Oprea, de exemplu, ca să punem o față pe aceste sume, a câștigat recent un proces împotriva Parlamentului și se va da pensia specială pe 2 ani de zile, 250.000 de lei va primi domnul Gabriel Oprea, peste pensia dumnealui de, cred că e și domnul Gabriel Oprea militar, peste pensia uh, general. general. Deci peste toate pensiile alea, mai e și una de parlamentar, a primit dintr-o dată 250.000 de lei, doar pentru simplu motiv că domnul Ciolacu nu vrea să desfințăm pensiile speciale ale se poate face, data trecută, Curtea Constituțională a spus că a trecut prea repede prin Parlament, s-a dezbătut într-o zi, n-a fost bine făcută procedura. Noi am depus-o din timp, ne putem lua două săptămâni, în două săptămâni poate să fie lege în România. Apoi pensiile speciale ale primarilor. Sunt de o nouă categorie de pensii care se amână la fiecare 1 ianuarie și care înseamnă zeci de mii de noi pensii speciale, după calculele noastre, și pe care le-i frică să le abroge complet pentru că au momit anumită clientelă politică, spunându-le, da, o să vă dăm noi niște pensii speciale. Repet, asta este pensie peste pensia normală, deci da. vine peste. Știți că cealaltă parte, cealaltă față a uh, reducerii uh, sau a problemei pensiilor speciale este. Că pleacă foarte mulți oameni din sisteme, din anumite sisteme, cum e din magistratură, și uh, fostul ministru al justiției de la dumneavoastră, domnul Stelian Ion, după ce a ridicat această problemă, au fost plecări masive din sistemul uh, judiciar. Uh, știți probabil că din procuratură uh, un sfert dintre locuri nu sunt ocupate, de la uh, tribunale, judecătorii pleacă uh, în masă, au plecat anul trecut. Uh, cum facem? Pentru că și acesta este un contraargument. Pleacă oamenii de frică să nu rămână fără bunurile deja câștigate. La magistrați nu deci se poate reduce. să nu spus Fără ce să rămână? Fără, fără pensie specială să nu rămână. Da, deci asta vor. Le-e frică că e. Dacă... La magistrați oricum nu se poate face nimic. Am înțeles, pe păi, dar atunci să facem o republică a României doar cu magistrați, în care să fie doar magistrați și noi ceilalți mergem și ne facem o republică separată. Nu se poate așa ceva. Deci, deci vă asumați aceste plecări? Nu poate ne asumăm aceste din plecări, din ne sistem. asumăm că suntem toți cetățeni într-o țară, că trebuie să avem un stadiu de contribuție. Magistrații au uh, salarii și venituri foarte mari, ceea ce înseamnă că vor avea corespunzător pe bază de contributivitate o pensie uh, semnificativ mai mare, bazat pe faptul că o au câștigat și au contribuit mai mult. Dar uh, ideea că avem categorii de oameni care ies la 42 de ani la pensie, la 45, la 51, în condițiile în care România are și un dezechilibru demografic, vor fi din ce în ce mai puțin uh, cei care contribuie pentru cei care sunt în pensie, nu ne duce decât uh, într-o zonă de incorectitudine și de nesustenabilitate. Credeți că pierdem tranșa a doua din bani sau o parte din acești bani? Uh, eu mi-aș dori să nu, pentru că sunt banii noștri ai românilor și sunt esențial pentru economia României. Uh, dacă vor vinde... Ne vor vinde ca să-și păstreze privilegiile sau ca să își apere lucrurile incorecte pe care le fac, ar fi un lucru foarte grav. Ce înseamnă dacă ne vor vinde? Păi există o sumă. da, Deci spunea chiar și domnul ministru Boloș. Nu știu 700, 700. de milioane. Deci, oare valorează 700 de milioane de euro, care nu sunt din banii lor din banii românilor ca să nu funcționeze bine legea vertizorilor de integritate, oare valorează 700 de milioane de euro pe care România să nu i primească partea de pensii speciale? Asta este o întrebare la care sper să nu ajungem cu răspunsul să fie că da, pentru că sunt bani care sunt esențial pentru economia românească, pentru investiții, pentru uh, toată țara în momentul acesta. PNRR prevede că dacă nu sunt realizate anumite uh, investiții și anumite reforme, pică tot. Asta înseamnă că pică tot PNRR-ul pentru România sau pierdem doar acești bani, 700 de milioane e de E un euro? mecanism care încă se discută și la nivelul Comisiei Europene Și dar lucrurile cred că merg într-un într fel de Rostogolire de asta, ca bulgările de zăpadă, adică dacă nu faci și nu faci și nu faci, până la urmă o să pierdem mult, mai mult. Și n-am atins subiectul investițiilor. pnr are două lucruri, are reforme și investiții. Următorul capitol sunt transporturile și vorbim foarte mult în despre regulă, investițiile din pnr Pentru că, PNRR. Pen, pentru că bani, banii care au intrat până acum. Sunt bani care sunt ținuți într-un cont, dar ei nu au fost folosiți încă pentru investiții. Cred că la nivelul 31 decembrie, la finalul anului 2022, eram undeva la 2-3% din banii care intraseră până atunci ca efectiv care s-au folosit pentru a plăti investițiile. Deci eu sunt îngrijorat și pe partea aceasta Repet, PNRR este cel mai bun plan de țară Pe care îl are România în momentul de față Suntem mândri cei de la USR că am contribuit Și eu pe transportul și colegul meu Cristian Ghinea Pe coordonarea programului Și este un plan bun pentru România Nu îi l cere Bruxelles partea de reforme Ci sunt reforme bune pentru români Iar investițiile acelea le vedem în autostrăzi Din uh, spitale, în școli, în clădiri renovate Antiseismic și așa mai departe O ultimă departe. întrebare pe subiect Am fost recent la Bruxelles și am avut niște discuții um, neoficiale cu reprezentanții Comisiei Europene și îmi spuneau cam așa România și că am bătut singură cui întâlpi cui în cu acest PNRR pentru că a pus atât de multe obiective și atât de dificil de făcut încât ajunge în situația de blocaj. Vă întreb sincer, vă rog să-mi răspundeți sincer, ați avut și o miză politică când USR-ul a trimis la Bruxelles acest plan PNRR cu atâtea jaloane, sunt sute de jaloane dacă nu spre o mie? Miza a fost binele României permanent în elaborarea acestui plan. Deci nu v-ați gândit la cei care vin după dumneavoastră cumva? Nu, sau doamne și la ferește, ne-am gândit la lucruri care sunt bune reforme, care sunt necesare pentru România. Și la investiții, pentru că banii aceștia nu venit necondiționat. Faptul că uh, am reușit să obținem, să avem un PNR, autostrada A7, 3 miliarde de euro, 320 de kilometri de autostradă, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră, pentru că PNR-urile nu prea au infrastructură rutieră, cel mai mare din Europa, de departe. De departe, cel mai mare proiect îl are România. Este... Prea... Da. Acesta vine în contrapondere cu niște reforme care erau de mult necesare în uh, România. În sfârșit avem o autostradă în fază de proiect care merge de la Ploiești până spre nordul Moldovei, Pașcani și apoi la Siret. Uh, avem în sfârșit un constructor desemnat pentru toate tronsoanele român. O curiozitate, ați discutat cu acest constructor, cu domnul Umbrărescu, de când a început sau de când a câștigat uh, aceste tronsoane? Vă întreb pentru că sunt curioasă dacă are cumva impedimente n și căștigat chiar toate a câștigat doar tronozoanele de la Buzău la Pașcani, deci trei sferturi din lungime. Pe sectorul de la Ploiești sau autostrada A3 până la Buzău um, sunt alți constructori um, și sunt doar două loturi din trei atribuite. Deci unul este încă în procedură de contestații, deși licitația este lansată în mandatul meu la 1 iunie 2021. Deci atât ne, ne aducem aproape la 2 ani și nu este atribuit lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. N-am -am mai discutat după ce n-am mai fost la minister cu, cu domnul Umbrărescu. Acum există niște îngrijorări pentru că firma sau grupul de firme respective are un stoc de proiecte foarte mari. Ori pentru a le realiza pe toate la termen ar însemna o creștere a capacității, o creștere a producției de la an la an. Mult peste ce este standard în industrie. Avem încă proiecte din PNRR de transport care nu sunt nici măcar contractele semnate. Pe zona feroviară, cred că nu greșesc dacă spun că niciunul din proiectele din PNR nu este început în teren. Sunt niște contracte semnate. Tocmai dar... asta vreau să vă spun, că anunță compania de stat aproape săptămânal noi lucrări, noi proiecte, noi semnări de contracte. E un stil de ăsta În care sunt trecute Sunt dosite lucrurile care, care nu funcționează De exemplu pe zona de rutier Ca să finalizăm cu această zonă Autostrada 8, autostrada unirii Uh, tocmai au suspendat cei de la compania de drumuri depunerea um, ofertelor pentru loturile din capăt care au fost incluse în PNR. De asta atâmi... după ce domnul Grindeanu spunea în decembrie că a lansat uh, licitația. Da, și că au intrat în linie dreaptă. Pe partea cealaltă, pe zona feroviară din PNR, repet, ceea ce am spus, PNR-ul, uh, feroviar este mai mare decât cel rutier. Uh, citesc din memorie, parcă undeva între 4 și 5 miliarde, de peste 4 miliarde de euro. Din câte știu la momentul acesta, nu există niciun proiect de acolo început în teren. Contracte semnate sunt, nu pe tot, pe o parte. Nici măcar în banat? În teren început nu. Adică efectiv un șantier care să aibă organizare de șantier, care să fi început niște lucrări, nu. Ceea ce este îngrijorător. Acolo sunt două proiecte mari care sunt fiecare de peste un miliard jumătate de euro, unul pe, între Caransebe și Timișoara-Arad, celălalt între Cluj și Oradea, calea ferată să fie modernizată, adusă la standard de 160 de km pe oră, dar un alt proiect major sau linie de finanțare de care sunt foarte mândru că asta e o idee care a venit echipa mea în minister, a fost avem un miliard de euro pentru zona de înlocuire și de aducere la standard dacă e ferate existente. Acea subfinanțare cronică, an de an, să fie compensată cu bani din PNR. E vorba Câți din... kilometri? Uh, mi-e greu să spun acum dacă... Zeci, crezi... sute? A, nu, sute. Vorbim de sute de kilometri. Ca să vă dați seama ce eficient este această refacere, o să dau exemplu un proiect care s-a întâmplat în întregime în mandatul meu. 40 de kilometri între Buzău și Făurei de cale ferată, reabilitați cu 12 milioane de euro, deci o sumă nu foarte mare. Rezultatul este creșterea vitezei de la 30 de km pe oră la 120 de kilometri pe oră. Deci, practic, de la o oră și ceva oră și 20 de minute scade la 20 de minute pe 40 de kilometri cu 12 milioane de euro. Este un tip de investiție extrem de eficient. Înlocuirea șinei, înlocuirea traverselor, înlocuirea schimbătorilor de cale macazurilor și refacerea Prismului de piatră spartă. Centura Feroviară e un proiect de suflet al domnului primar general Nicușor Dan pe care îl susțineți. Știți în ce stadiu este acest proiect? Uh, nu știu în ce stadiu e. Vi se uh, pare fiabil? Mi se pare că are o valoare limitată pentru mobilitatea urbană, pentru că oamenii nu au. Trebuie să se suprapui peste ce au ei ca nevoie de deplasare. Oare nevoie, oamenilor nu este de a merge în jurul Bucureștiului? Tarom, în ce situație știți că mai este? Știu că este într-o situație foarte dificilă și aici îi adresez o întrebare și publică, domnului Grindeanu, să confirme această cifră sau nu. Înțeleg că Tarom, în momentul de față, are datorii către Aeroportul Otopeni, către Compania Națională Aeroportul București, se numește tehnic, de 200 de milioane de lei. Ca să punem în perspectivă asta, eu nu cunosc exact situația la zi, am acces la conturile Tarom, dar din câte știu eu, la orice moment, Tarom are câteva milioane de dolari în cont iar datoriile pe care le-au acumulat la uh, compania Aeroportul București sunt de 200 de milioane de lei. Iar la un an și jumătate de guvernare a domnului Grindeanu, planul de restructurare nu este încă aprobat de Comisia Europeană. Dar au a primit un ajutor de stat în anul 2020, în timpul pandemiei, condiționat de aprobarea unui plan de restructurare. Eu am fost la Bruxelles, am discutat cu doamna comisar Vestager, la vremea respectivă făcusem pași foarte importanți, credeam că e o problemă, după ce am mai fost la minister de o lună, două, trei, să fie aprobat acel plan. Pentru că altfel înseamnă că trebuie să dea înapoi banii pe care i-au primit deja. Evident, dacă ai câteva milioane de dolari în cont și trebuie să dai înapoi sute de milioane de lei, înseamnă faliment. Eu vreau să nu ajungem să discutăm și despre tarom, cum am discutat despre Bluera, așa că îi cer domnului Grindanu să vină cu explicații pe această temă. Sunt în pericolul de a avea conturile blocate? Uh, nu știu dacă sunt în pericol, pentru că nu am acces la situația la zi a companiei, dar cei de la aeroporturi București. Dacă au 200 de milioane de lei pe care le au de încasat de la Tarom, nu pot decât să, să presupun că vor încerca să-și recupereze acești bani la un moment dat. Ori dacă ar face-o în orice mod, cum face o companie, când are o datorie la de, de încasat. Merge la executor insolvență, merge la executor, asta nu ar fi bine deloc pentru. Și s-a cerut rom. așa ceva? Din Știți? informațiile mele, nu încă, dar pe de altă parte, nici asta nu poate fi uh, politizat pentru că ar însemna să fie atrasă răspunderea administratorilor companiei Aeroportul București într-o situație în care n-apără patrimoniul acelei companii. Uh, nici măcar nu e o companie care e întregime privată, e o companie care, uh, de stat, e o companie care e doar 80% deținută de, de statul român. N-aș um, vrea să uh, trecem un pic mai departe până nu vă întreb uh, ce credeți despre iureșul ăsta creat de deplasarea președintelui cu aeronave private spune administrația prezidențială că problema a fost că taromul atunci când a fost solicitat să ofere aeronave președinției sau altor instituții nu a putut să le pună la dispoziție în condițiile necesare um, și la un moment dat s-a discutat despre cumpărarea unor aeronave pentru președinte, pentru premier. Știu sigur că domnul premier Cioloș, când era premier, a refuzat să achite sau să se cumpere aceste aeronave. Dumneavoastră erați în acea perioadă când era domnul Cioloș premier consilierul dumnealui pe transporturi. Corect? Da. De ce nu s-a dat un de verde pentru cumpărarea de aeronave? Acum e o chestiune și de costuri, o aeronavă e foarte, foarte scumpă Mai devreme vorbeam că Tarom are 200 de milioane de datorie la aeroportul București care are câteva milioane de dolari în cont da? O aeronavă costă 100-150 de milioane, depinde cum 9 9, da Discuția era de aeronave second hand, care bănuiesc că sunt mai ieftine sunt mai ieftine sau se poate plăti un, un leasing operațional, dar tot ajunge undeva probabil spre un milion de euro pe lună. Întrebarea este dacă e mai eficient să plătim un milion de euro pe lună plus costurile sau în momentul în care are nevoie administrația prezidențială să recurgă la servicii private. Ce credeți cum e mai bine? Mi-e greu să spun fără să am cifrele și tocmai de aia cred că în toată această poveste ar trebui să fie foarte transparentă administrația prezidențială. Înțeleg că a secretizat, a secretizat sau au spus că sunt date secrete în momentul în care dumneavoastră presa le-a cerut. Asta nu mi se pare în regulă. Am văzut celelalte administrații prezidențiale din alte state, membre UE, că sunt transparente cu aceste cheltuieli. Da, dar majoritatea au avioane. Uh, unii au, unii nu au am pomenit mai devreme, ați pomenit dumneavoastră de mașinile pentru Ministerul de Interne, pentru Poliție, de fapt, publicat G4 Media recent o fotografie cu mașini cu, uh, care deja vin în, în țară. Dumneavoastră ați criticat uh, atunci, ați făcut și niște analize. Ați spus că doar un caiet de sarcini întocmit cu dedicație ar fi putut să ducă la acest rezultat. Știți cumva dacă... Uh, a fost întocmit vreun dosar penal pentru că dumneavoastră ați venit tot timpul cu aceste argumente și ați făcut acuzații? Uh, e o licitație la care s-a prezentat un singur ofertant. Modelul care se încadra în licitație era unul singur pe piață, practic. Uh, era definit până la nivel de centimetru. Acum vă întreb și eu. Ăsta este un proiect pe fonduri europene în care mașina. Da, dar în care mașinile erau o parte secundară. Era, de fapt, un proiect de siguranță rutieră care conținea multe alte fel de lucruri: echipamente pentru polițiști, de detectat, alcool, droguri. Și cât ați fost tablet. în guvern, s-a discutat despre acest proiect? Nu, n-am avut nicio tangență cu acest proiect. Este un proiect al MAI. Mașinile respective, autospecialele, cum le spun în limbajul tehnic, erau o chestiune secundară. Mă gândesc că puteau cumpăra Dacia Duster, cum se folosesc în multe alte state. Au vrut special să cumpere acest model, ofertant unii cu această firmă. Eu am făcut o serie de sesizări în toamnă pentru ceea ce consider că este un, un proiect cu, cu dedicație și am primit răspunsuri de la Direcția de Transport, că vor verifica conformitatea cu regulile europene la momentul... Uh la momentul depunerii cererii de rambursare. O secundă, să lămurim. Ați făcut la Direcția de Transport a Comisiei Europene? sau că? Trecine? Avem o reclamație și către Comisia Europeană. Aceasta este o susizare către Direcția de Fonduri Europene din Ministerul Transporturilor. Direcția de Fonduri Europene din Ministerul Transporturilor are ca obligație în cadrul sistemului de gestiune a Fondurilor Europene să verifice că nu se fac licitații cu dedicație, printre altele. Să verifice că lucrurile stă în regulă. Și, și ce răspuns ați primit? Răspunsul primit este... Vă menționăm faptul că la acest moment, la 6 octombrie, nu au fost transmise cereri de rambursare care să includă cheltuieli. Nu s-au cerut fondurile europene. La fel, Comisia Europeană, la... i-am scris doamnei comisar Elisa Ferreira, spune același lucru că vor verifica acest proiect la momentul în care se vor cere banii europeni rambursarea lor. La Asta fel... se întâmplă când? Când ați primit acest răspuns de la Comisie? Toate aceste răspunsuri, răspunsul de la Comisie este în data de. Este în octombrie. În deci anul trecut? Anul trecut, în octombrie, și la fel, în octombrie, Curtea de Conturi spune că va verifica aceste cheltuieli la momentul pentru că până la data prezente, în 31 octombrie, nu au fost solicitate la rambursare. Sunt documente în premieră, vi le și pun la, la dispoziție să vedeți răspunsurile acestor instituții. Deci, practic, i-au spus așa, nu s-a plătit pentru că se plătesc la livrare. Dacă au început să fie livrate, înseamnă că sunt niște facturi pe care Ministerul Afacerilor Interne, IGPR-ul, trebuie să le plătească, apoi să ceară la o rambursare banii europeni. Acesta este momentul în care se declinșează întreg mecanismul de control, autoritate de audit, curte de conturi. Știți să fi început? Nu știu să fi început și am, am o mare întrebare dacă domnul Bode va îndrăzni să ceară banii europeni, pentru că mai există și o altă variantă. Pentru că știu ce au făcut acolo să dosească partea de Și să achite din, din bugetul public, fără să mai ceară rambursarea. Ori asta ar fi cu adevărat un scandal dacă vor cere fondurile europene, vom avea toate aceste instituții, pentru că sistemul de fonduri europene este foarte bine pus la punct, care pot spune dacă eu am avut dreptate când am acuzat că este o licitație cu dedicație și că s-a restrâns extrem de mult și un singur model corespundea, deci practic a fost o, un fel de achiziție directă mascată ca o licitație deschisă. Sunt foarte curios și o întrebare publică, am pus mai devreme o întrebare publică pentru domnul nu am una și pentru un domn de la PNL, pentru domnul Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, dacă a cerut rambursarea fondurilor europene sau când o va face. Sper că nu după rot să nu lase lucrul ăsta după rotativă. Există și această tendință în România, lăsatul măgăreței pe ministrul care urmează. Războiul din Ucraina, vedem cu toții, se prelungește. Credeți că Ucraina trebuie ajutată în continuare cu echipamente militare, inclusiv cu avioane de luptă? Cred că trebuie ajutată cu tot ce au nevoie, pentru că, practic, Ucraina duce o luptă împotriva unui dictator scelerat pentru noi toți. Este o luptă pentru libertate. Și nu îmi place că statul român secretizează ajutorul pe care îl dăm, dacă îl dăm, că nu știm. Ucrainii, toate celelalte state, dacă ați văzut, sau aproape toate, spun foarte clar ce echipamente militare, pentru că nu ne-e frică de Putin. Da? Nu ne-e frică să spunem să ținem la secret. Este un lucru asumat. De aceea ținem la secret, credeți că ne-e frică de Putin? Cred că poate sunt două variante. Ori dăm foarte puțin ajutor și atunci, ca să nu se vadă asta, ori pentru că, da, dintr-o frică. Un ultim punct aici, disputa pe Băstroie. Cred că domnul Grindeanu a ieșit primul, a fost printre primii oficiali care a ridicat această problemă, că partea ucraineană draghează poate mai mult decât ar fi cerut aprobare. Deocamdată se fac măsurători și uh, spunea domnul ministru Tanțoș Barna, ministrul mediului săptămâna trecută, că primele măsurători făcute de autorități în apele teritoriale ale României după dragările canalului Băstroie confirmă că debitele nu s-au modificat față de cele din ultimii 10-20 de ani. V-aș întreba de ce e important că a fost ministrul al transporturilor de ce e important pentru România ca traficul fluvial să nu fie pe Băstruie, să rămână în principal pe Sulina, odată, dacă e chestiune de taxe, și, în al doilea rând, să ne explicați cum stau lucrurile din punct de vedere economic. Acolo. Păi, pentru că, știți, rând, dar... a fost acea discuție. România să nu piardă, chiar dacă Ucraina este într-o situație foarte dificilă. Totuși, noi trebuie să ne vedem interesul nostru. Care e interesul nostru? Păi interesul nostru cred că este să nu avem lideri politici care uh, acționează cum sare capacul de la o sticlă de Pepsi agitată. Și aici mă refer la domnul Grindeanu. Dacă am fi în vremuri de pace, în ce măsură Ucraina, ca stat riveran, are și ea dreptul să își folosească uh, sau vrea, uh, vrem să avem așa o exclusivitate, să punem stop pe roșu, trebuie să treacă toată lumea pe sulina. Astea sunt uh, niște chestiuni care se pot discuta în timp de pace. Dar în acest moment în care uh, Ucraina se confruntă cu agresiunea Rusiei și toată lumea liberă este alături de ei sprijinindu-i să scoți un subiect care, de fapt, după aia constatăm că tehnic și o spun chiar oficial ai statului român, alții decât domnul Grindeanu. Cred că PSD-ul încearcă cumva niște tactici peremiste de inflamare a opinii publice pe teme ultranaționaliste. Dar e adevărat că noi am perceput ucrainean la rând taxe mai mari față de alte țări. Vă Pentru traficul la, la, fluvial pe, pe, pe Sulina? Nu știu dacă aceasta este o afirmație adevărată. Subiectul politic. Ați spus la un moment dat că puneți pariu că la Rocadă domnul Ciolacu nu va fi premier. Mai credeți asta? Bă încă am dubii, ceea ce spune că fiind făcut pariul cu un an înainte de rotativă, nu era, era o predicție cu, cu, destulă substanță. Faptul că încă discutăm și vă că discută cei din PSD și PNL și se ba pe ceolan zilnic, în timp ce scumpirile nu se mai opresc, deci ei nu discută despre temele reale, despre politica proinflaționistă a acestui guvern de trai pe împrumut, de Oricum, pare că toată lumea a intrat în campanie electorală. Faptul că încă nu au o certitudine și se ceartă pe ministere, rămâne domnul Ghindanul la transport nu știu, poate știți dumneavoastră că eu n-am aflat. Nu știu. Domnul Bode rămâne la internet Nimeni nu e clar ce se întâmplă Mi-a spus Iohannis să vin partidele astea mari 70% împreună Parec. Săptămâna trecută în Parlament abia au adunat două voturi Peste limita de 50% La uh, o numire, nu mai știu La CNA sau unde, unde era Nu știu unde, coaliția de 70% pare că s-a vaporizat uh, Dumneavoastră cu cine să se? faceți coaliție? Deocamdată, judecând după declarațiile din București Pare că vă veți alia cu Forța Dreptei Partidul domnului Orban Cu PMP și cu mai cine? Coalițiile le discutăm după alegeri. Până la alegeri noi vrem să construim o alternativă, pentru că avem o situație foarte clară acum. Avem PSD și PNL care sunt același lucru, eu le spun PSD pe roșu și PSD pe galben, blocul etatist, blocul specialilor, blocul privilegiilor, avem o variantă, o opțiune extremistă și avem alternativa reală, modernizatoare, autorii PNRR-ului USR și alte forțe care pot să vină în jurul nostru pentru a construi un pol de centru dreapta pentru alegerile de anul viitor. Avem discuții, după cum știți, cu partidele menționate. Nu vreau să speculez în acest moment, pentru că e important să. Por avem niște... Să și PMP, dar, dar important e, suficient să... e important să avem niște uh, discuții așezate. Dacă e suficient sau e insuficient, vom ști la alegeri, pentru că atunci cerem votul și eu cred că există un mare filon în societatea românească care este nemulțumit de PSD-PNL, adică PSD-PSD, și nu vrea nici uh, extremism. Și aceste voturi le reprezentăm și în acțiunea noastră politică în Parlament. Aceste voturi le vom cere și sunt, e un bazin enorm de voturi în societatea românească. Dar dar la acest anul... bazin nu sare de 10% conform sondajelor în ultimii no, ani? Nu, sondajele sunt o poză de moment într-o... Într Sincer, o... nu vă îngrijorează asta că stagnați? Mm, eu cred că în acest moment sondajele măsoară mai degrabă dezamăgirea oamenilor față de politică. Răspunsul, dacă vă uitați, câți oameni spun că merg la vot este din ce în ce mai mic. Dar și în diaspora sunt foarte mulți care v-au votat în alegeri și acum sunt foarte dezamăgiți și s-au mutat cu... Opțiunea la aur eu nu cred că s-au mutat. Haideți să vedem alegerile. Când vorbim de mutat opțiuni, trebuie să fie la momentul unei ștampile, nu la momentul, cum să spun, la sondaje când sună oamenii la, la, telefon și unii spun că nu votează și alții nu sunt foarte clar cu alegerile. Da, existau niște așteptări în societate ca lucrurile să meargă magic mai bine. Noi am avut numai 16% la ultimele alegeri. Vrem să mergem către mai mult, vrem să formăm, dacă e o potențială coaliție după alegeri, din poziția de prim partid, pentru că ne dorim să avem premierul. Premierul într-o este esențial. Premierul este cel care dă viziunea și tonul și alege corect pentru țară. Cum arată politica românească așa la mai bine de un an de când sunteți lider politic? Politica românească nu arată foarte bine din păcate, adică de când sunt în politica românească din 2016 e destul de multă lipsă de competență și antiselecție în partidele vechi. Destul de multă dezamăgire în bazinul de recrutare pentru partide noi. Domnul Cristian Ghinea, ce rol ar, ar juca? Domnul Cristian Ghinea este un om extraordinar de capabil pe partea de politici publice. Adică, ați face o echipă cu dumnealui, președinte, premier, candidați? Vreau să venim cu o soluție de, pentru toate alegerile uh, pentru din 2024, cu soluție de tandem președinte-premier, dar e încă prematur să discutăm despre nume. Pentru mine e important să, con să fiu acolo unde unde pot contribui cel mai mult. Cu Aur ați mai colabora sau ați mai face un demers comun? Uh, nu, cu partidele extremiste nu discutăm. Ați vândut uh, acțiuni în valoare de jumătate de milion de dolari la o companie la care înțeleg că ați contribuit, care se ocupă de concepție, de dezvoltare, de drone. Uh, de ce ați vândut acele acțiuni și ce faceți cu banii? Am, uh, înainte să fiu în politică, am fost unul dintre primii colaboratori a unei companii, a unui startup american. În startup uri americane există această tradiție ca primii angajați pe lângă salariu să primească și o. Cu țărâita în fiecare lună, câteva acțiuni, să fie proprietar, cum ar veni. Cred că undeva până la momentul în care am plecat din companie și am intrat în guvernul Ciolo și aveam 0,5%. Aceste companii, 9 din 10, nu confirmă și ajung să valoreze 0 acele acțiuni. 1 din 10 sunt companii care confirmă. Aceasta este o companie care a confirmat, a realizat. Realizează livrare de produse medicale, special în țări din Africa, dar nu numai, cu drone. Spre exemplu, în Rwanda, o proporție enormă din sângele transfuzat anul trecut a fost livrat cu aceste drone. Au avut peste 500.000 de livrări comerciale, zeci de milioane de kilometri zburați comercial. Și bucățica asta a mea din companie pe care o am din 2015 a ajuns să se aprecieze foarte mult, mai ales pe, pe fondul uh, unui produs care funcționează și a injecțiilor de capital din Silicon Valley din anii 2020-2021. Uh, Mi-am vândut o parte din acțiuni. Nu scuzați, că... are legătură cu problemele băncii? Silicon Valley, cu... Bank of America. că nu, nu știu, nu mai am adică ce legătură cu compania. n ați și... vândut acțiunile pentru că ați văzut care probleme. S-a întâmplat nu, înainte? Le-am le vândut în 2021, n-am vândut decât o, o cincime din ele, restul le dețin în continuare și, într-adevăr, cele pe care le-am vândut au valoarea pe care ați menționat-o. Întreaga valoare a companiei la momentul respectiv era estimată la 3 miliarde de dolari.